și pururea și în vecii vecilor. Amin. Deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru că precum Hristos am înviat din morți, prin slava Tatălui am fost înnoirea vieții, căci dacă am fost altoiți pe El prin asemănarea morții Lui, acum vom fi părtași și învierii Lui. Cunoscând aceasta că omul loc cu cel vechi a fost El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului, căci ce trăiește, trăiește Lui Dumnezeu. Așa și voi socotiți-vă că sunteți morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu Hristos, Hristos, Domnul nostru. Pace ție, cititorule. Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune de să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Și 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le-a poruncit lor Iisus. Și văzându-l s-au închinat lui ei care se îndoiseră. Și apropiindu-se Iisus le-a vorbit zicând, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. De aceea mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Învățându-le să păzească toate câte v-a poruncit vouă. Și ați sunt voi toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Și dintr-un binealcătuit ca trupul să slujească sufletului nașiei și redelor să gândească toate în legea ta și să facă cine bine pe putepție, că milostiv și viitor de Domnul Dumnezeu ești. Ție slavă mulță-n Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Și Duhului Tărui. Domnului să le plecați. Ție, Doamne. Cerce prin săvârșirea ta, Iunii Sfântului Botez, cu bunătatea ta, ai sfinții pe cei ce cred în tine, binecuvintează pe pruncul acesta și să se coboare peste capul ei binecuvântarea ta și precum ai binecuvântat prin prorocul Samuel, pe împăratul David, binecuvintează și capul roabei care acestea, Anastasia Maria, prin mâna mea păcătosului, însoțind-o pe ea, cu Duhul Tău cel Sfânt, ca sporind cu creșterea și cu căutățile bătrâneților, să-ți înalțe slavă și să vadă până și în veci, în veci, în Domnul. Amin. Așa, pe juriță a se plinde. Se plinde. Se plinde. Se plinde. Se plinde. Anastasia Maria, numele Tatălui, cine te rog? Și al Fiului, și al Sfântului Duh. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare milă ta, rugăm-ne, ți-a lucrurile și ne miluiește. Domnește, 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 domnește! Pentru această nouă botezată, roaba ta, Anastasia Maria, pentru sănătatea și mântuirea. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, Larisa, care au primit pe pruncul acesta pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Miluiește ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin! Slavă ție, Hristos, Dumnezeu nostru, mereșa noastră, slavă ție! Binecuvintează! Puterea cinstită este viața pe care cruci și pentru că Sfântul 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 S
sau bun și de oameni. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți părinți, iubiți nași, iubiți credincioși care ați participat la această sfântă taină a botezului, ca și familie mare, parohia noastră, deoarece parohia noastră astăzi s-a înmulțit cu încă un creștin. Prin taina Sfântului Botez și dumneavoastră cu toții, că roaba lui Dumnezeu Anastasia Maria a devenit creștină ortodoxă. Tot prin taina botezului a primit un înger păzitor care îi va păzi și îi va călăuzi pașii vieții. De asemenea, a primit iertarea păcatului strămoșesc al protopărinților noștri, Adam și Eva, cu care ne naștem toți oamenii, dar care prin baia Sfântului Botez se curățește. A primit o a doua taină, taina mirungerii, prin care a primit darurile Sfântului Duh, prin ungerea și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, iar în continuare va primi taina Sfintei Împărtășanii, se va împărtăși cu trupul și sângele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Iată de câte daruri s-a învălnicit roaba lui Dumnezeu, Anastasia Maria. Iată, felicităm pe părinții acestui prunc și le dorim ca Bunul Dumnezeu să le mai dea copii sănătoși, și să le dăruiască putere de a-i naște și a-i crește în pace și în liniște. De asemenea, părinții nașilor care de astăzi înainte ați devenit părinții spirituali ai acestui prunc, să vă dea Dumnezeu sănătate, ca să puteți să-i ajutați și să-i sfătuiți pe calea cea bună a mântuirii. Amin. Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvânteze, să vă trăiască. La mulți ani cu sănătate să vă
Și pentru fetița ei, Adi Maria. Și dă-i mulțumim pentru viața ei care a plecat în Germania. Să rămână! Atențiune! Pentru Anastasia Maria! Dă-na tăicuțul ei! Să rămână mulțumim frumos! Yeah.
Thank you.
Am și de zi, îmi zice creștere, parcă mai frumoasă este fetița mea. Fata mea floare de mar, parcă-i picată din alea. Am și de zi, îmi zice crește, parcă mai frumoasă este. Dar ești un înger pe pământ, fetița mea. Oriunde mă trec, oricât greu, fetița mea. Ești frumoasă și distanță, Doamne, aduci noroc cu viața. Doamne, aduci noroc cu viața. Am dai putere și speranță. Haide, Romilio, Romilio. Fata mea când s-a născut, o lume eu am avut mai bine. Eram puțin supărat, iar nu s-a născut mai bine. Fata mea când s-a născut, o lună. Atențiune de la gore! Pentru fetița mea, pentru șefa lui, pentru Anastasia Maria, sorma din toată inima. Dar ești un înger pe pământ, fetița mea. Oriunde merge, purtă-mi fetița mea. La, 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 ești frumoasă și isteață, Tu-mi aduci noroc în viața. Tu-mi aduci noroc în viața. Îmi dai putere și speranță. Na 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 na
sono bagnato, ma poco mi ha fatto, e nessuno è gruppo per un tempo a casa catana. Amici! Per tutti i invitati presenti, per uno scico pare, per un amico ne ho imparato, per sì a te vorrei fare, io io! Pentru Parigi, să fie atenție. Pentru? Pentru Andreea, pentru Andreea. Și Nicolas. Dar la baboi să rămână murdător. Am și eu, Doamne, pe cineva. Am și eu, Doamne, pe cineva, să vă fie mai să viața mea. Dar când sună fata mea, e să topește inima. Când îți sune cu o greu când vii acasă, tata. Când sună băiatul, mă apucă mocatul. Haide, băieți! Cel mai respectat